Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi o să lucrăm împreună acest plover pe care l-am numit eu Spic de Grâu. Inspirația a venit din punctul de croșetat pe care l-am făcut și culoare, bineînțeles, pentru primul model. Am lucrat acest plover în două modele cu două tipuri de ață diferite. Și tutorialul este lucrat în modelul albastru, cel cu mânecă scurtă, dar este același tutorial pe care sau aceeași construcție, la fel l-am lucrat și pe cel galben. Ușor numărul de ochiuri au fost diferite pentru că firul galben a fost puțin mai gros. Dar o să vă explic în cele ce urmează exact cum puteți, o să discutăm despre construcție și cum puteți să vă ajustați acest model în funcție de firul, de tensiunea cu care lucrați și ce anume să măsurați sau cum să vă stabiliți numărul de ochiuri sau numărul de rânduri care trebuie lucrate. Deci aceasta este construcția primei părți. Cele patru secțiuni pe care le vedeți aici reprezintă partea ploverului până la subbraț, lucrat de sus. După ce vom uni la subbraț, o să lucrăm circular și acolo nu este foarte complicat. Acum, secțiunea 1, o să începem să lucrăm gulerul. La guler am folosit un punct de croșetat piciorul scurt în bucla din spate și este un guler sau un elastic dublu. Deci o să lucrăm elasticul un pic mai lat, iar apoi îl vom îndoi pe jumătate pentru a-l dubla. După ce lucrăm, de important aici, de știut, în principal, această secțiune trebuie să cuprindă și să ne fie posibil să putem să îmbrăcăm ploverul. Deci trebuie să fie suficient de larg cât să ne încapă capul pe plover. Da? Este important de știut că numărul de rânduri ne va da numărul de ochiuri cu care vom începe apoi să lucrăm secțiunea 2. Și acest număr de ochiuri oarecum ne trebuie un anumit, deci pe lângă faptul că trebuie să ne încapă capul, trebuie să avem grijă și la numărul de ochiuri, pentru că ulterior la secțiunea 3 ne va trebui un multiplu de 3 plus 1 pentru partea din spate și un multiplu de 3 plus 1 pentru partea din față. Construcția este cu linii de raglan care vor fi pe lateral, deci pe umăr, o să vină aceste liniile raglanului și vor fi din 4 ochiuri. Deci atunci când ne calculăm numărul de rânduri pe care le lucrăm la elastic, trebuie să avem în vedere și rândurile scurte, pentru că vom înmulți pe parcursul rândurilor scurte și atunci ce stabilim pentru parte spate, parte față, plus linii raglan, dar raglanul le eliminăm din start ca să nu ne încurcăm. Acestea vor fi 8 ochiuri pentru că am folosit 4 ochiuri pentru liniile de raglan, deci ce ne rămâne pentru față și spate plus ochiurile pe care le vom adăuga la rândurile scurte, trebuie să ne dea un multiplu de 3 plus 1 pentru partea din față și partea din spate. Eu la secțiunea 2 am lucrat doar 5 rânduri scurte, asta înseamnă că am adăugat 10 ochiuri la partea din față și partea din spate și atunci mi-a trebuit ca în momentul în care am finalizat elasticul să am un multiplu de 3 pentru față și spate. Deci multiplu de 3 pentru față, multiplu de 3 pentru spate plus cele 8 ochiuri pe care le folosesc pentru liniile raglanului. După ce am finalizat cu elasticul, o să începem să lucrăm secțiunea 2, care este cu rânduri scurte. La rândurile scurte o să le începem să lucrăm de la partea din față și vom adăuga cu fiecare rând, o să mergem către partea din față și vom extinde partea din față cu câte 3 rânduri la
fiecare rând. În total, vă spuneam că o să avem 5 rânduri în care vom înmulți de o parte și de alta liniei raglanului și apoi o să mai lucrăm încă un rând, cel de-al șaselea, în care îl vom completa, îl vom lucra cu toate cu tot numărul de ochiuri. Apoi, la secțiunea 3, o să începem să înmulțim de o parte și de alta a liniei raglanului, dar de această dată vom schimba punctul de croșetat, pentru că la secțiunea 2 vom lucra în piciorul scurt, iar la secțiunea 3 vom începe să lucrăm în acest picioruș dublu în V, dar care o să vedeți că este un pic mai diferit, pentru că vom lucra ochiurile de pe rândul curent în lanțul cu un rând mai jos. O să vedeți imediat despre ce discutăm. Și această parte a parte 3 vom lucra acest tip de raglan pe care eu îl lucrez la acest plover nu include și mânecile, așa cum sunteți obișnuiți. Deci la mâneci nu vom înmulți, nu le vom avea, o să lucrăm ulterior secțiunea 4 care ne va da răscroiala la mânecii. Și atunci la această secțiune 3 vom lucra atâtea rânduri până vom ajunge la lățimea bustului necesară. Aceste rânduri vor cădea pe umăr, deci nu are importanță dacă lucrați mai puțin, înseamnă un bust sau bustul ploverului va fi mai strâmt, deci nu veți avea așa de mult spațiu. Sau dacă ați măsurat bustul și știți că trebuie să ajungeți la o lățime de nu știu, 50 de centimetri, atunci continuați și lucrați aceste rânduri și înmulțiți până când vă măsurați și raglanul măsoară dintr-un punct în altul, deci de la o linie de raglan până la cealaltă, măsoară 50 de centimetri sau cât aveți nevoie. Toate aceste secțiuni sau această secțiune 3 se lucrează circular. Iar apoi, la secțiunea 4, vă spuneam mai devreme, o să începem să lucrăm răscroiala la mânecii, vom lucra față și spate, deci nu vom mai lucra circular și vom lucra atâtea rânduri cât ne sunt necesare pentru răscroiala la mânecii. Da? Deci cât să avem de la umăr până la sub braț, în funcție de dimensiunile fiecăruia sau de dimensiunile standard pe care doriți să le folosiți. Acum, aici trebuie să țineți cont că o să avem și ochiurile de la rândurile raglanului care se vor adăuga la circumferința mânecii, deci posibil să fie necesar să lucrați mai puține rânduri, o dimensiune mai mică, adică. Cam aceasta a fost construcția pe care o vom lucra până la subraz, vă spuneam. Apoi lucrurile vor deveni ceva mai simple și le vom discuta pe parcurs. Acum, haideți să începem să vedem ce materiale vom folosi pentru acest tutorial și să începem să lucrăm ploverul nostru. Bun, am folosit o croșetă de 4,5 mm pentru elastic și 5 mm pentru restul ploverului și pentru varianta albastră, varianta cu mâneci scurte, am folosit acest fir de la Hobby Twister Solid. Iar pentru varianta galbenă am folosit acest fir de la Katia Concept Lagom. Acum, dacă verificați eticheta, se recomandă pentru ambele fire, se recomandă croșetă între 3,5 și 4 mm, însă am găsit firul albastru ca fiind mai subțire și drept urmare ochiurile sau tensiunea va fi diferită. Acum o să începem să lucrăm elasticul. Eu am început cu 15 ochiuri de lanț. Vă spuneam că o să dublăm elasticul și îl vom face dublu. Dacă nu doriți acest lucru, pur și simplu începeți cu numărul de ochiuri la jumătate.
După ce vom finaliza cele 15 ochiuri de lanț, mai am încă câteva de făcut. O să începem apoi să lucrăm, începând cu al doilea ochi de la croșetă. Și o să lucrăm picioruș scurt până la capătul rândului. La final de rând o să lucrăm un ochi de lanț și întoarcem. Și acum vom lucra doar în bucla din spate, însă întotdeauna primul și ultimul ochi o să le lucrăm picioruș scurt normal, deci prin ambele bucle. În rest, restul ochiurilor le vom lucra doar în bucla din spate. Și vom repeta acest rând 2 până vom avea în total 68 de rânduri. După ce am finalizat cele 68 de rânduri, folosind piciorușe alunecate, o să unim marginile, capetele, benzii elastice. Deci doar o să introducem croșeta prin ochiurile ambelor capete și o să lucrăm piciorușe alunecate. După ce am finalizat și am unit capetele, apoi o să îndoim pe jumătate banda elastică și lucrând piciorușe scurte, vom uni marginile benzii elastice folosind piciorul scurt și având grijă ca rândurile să corespundă astfel încât să lucrăm piciorușul scurt în marginile prin ambele margini ale aceluiași rând. La finalul acestui rând va trebui să avem tot atâta nu piciorușe scurte, câte rânduri am lucrat la banda elastică. Deci dacă am lucrat 68 de rânduri, va trebui să avem la final 68 de piciorușe scurte.
Vom încheia rândul cu piciorușa alunecat în primul picioruș scurt pe care l-am lucrat. Și vom începe acum să împărțim gulerul, așa cum vă spuneam, în partea din față, partea din spate și liniile raglanului. Vom folosi marcatori și vom marca pentru liniile raglanului câte 4 ochiuri, iar pentru partea din față și partea din spate câte 30 de ochiuri. Primul marcator trebuie să fie în ochiul, în primul ochi și va fi primul ochi al părții din față. Apoi vom întoarce lucruri, deci primul rând va fi pe partea lucrată pe dos. Și în primul ochi marcat, care va fi primul ochi al părții din față sau ultimul, depinde cum priviți, o să lucrăm două piciorușe scurte. Și vom poziționa marcatorul în al doilea ochi. Apoi vom lucra ochiurile pentru raglan, care vă spuneam că sunt în număr de 4 și pentru că suntem pe dos, o să lucrăm 4 piciorușe scurte. Apoi, în următorul punct marcat, vom înmulți din nou și o să lucrăm două piciorușe scurte în același ochi și vom marca primul ochi lucrat. Întotdeauna vom înmulți în ochiurile care sunt imediat lângă marcatori. Apoi vom lucra ochiurile pentru partea din față, care vor fi 28 de ochiuri. Cred că am uitat să precizez că atunci când începem să lucrăm la rândurile scurte, o să folosim croșeta de 5 mm. Deci croșeta de 4,5 mm o folosim doar pentru elastic. Deci, practic, aceste rânduri scurte le lucrăm pentru a lungi partea din spate, pentru că vom avea mai multe rânduri la partea din spate în comparație cu partea din față. Și asta ne va ajuta pentru o anatomie mai bună a plovărului. În ochiul marcat vom lucra din nou două piciorușe scurte și punem marcatorul în al doilea ochi. Apoi vom lucra ochiurile pentru liniile raglanului, cele 4 piciorușe scurte. Apoi iarăși în următorul ochi două piciorușe scurte și poziționăm marcatorul în primul picioruș lucrat. Și acum am ajuns la partea din față, unde vom începe să extindem partea din față. Deci, după ce am lucrat înmulțirea, o să lucrăm încă 3 rânduri și întoarcem. Vă spuneam că la aceste rânduri scurte o să extindem rândul, practic, lucrând câte 3 rânduri în plus la fiecare final de rând. Practic asta este. Când ajungem în punctele marcate, o să lucrăm două piciorușe scurte. Apoi, suntem acum la rândul pe față. Când lucrăm rândul pe față, liniile raglanului le vom lucra cu picioruș dublu poziționat în față, deci pe cele 4 ochiuri. Le vom lucra acum la rândurile scurte, doar atunci când lucrăm pe față. Pe dos o să lucrăm piciorușe scurte.
Și vom lucra cele patru piciorușe duble poziționate în față, introducând croșeta prin lateralul ochiului și apoi prin spate. Când am ajuns la ochiul marcat, o să înmulțim din nou. Lucrăm două piciorușe scurte în ochiul marcat și vom poziționa marcatorul în primul ochi lucrat. Și acum am ajuns din nou la ochiurile părții din spate, pe care le vom lucra pe toate în picioruș scurt, iar în ochiul marcat, înainte de cea de-a doua linie a raglanului, o să înmulțim din nou. Bun, am ajuns la rândul marcat. O să lucrăm două piciorușe scurte la rândul, la punctul marcat, două piciorușe scurte și vom pune apoi marcatorul în cel de-al doilea ochi lucrat. Acum vom lucra ochiurile pentru linia raglanului, cele patru ochiuri. Și vom lucra la fel, picioruș dublu poziționat în față. Și acum o să ajungem la punctul marcat. Trebuie să fim un pic atenți cum lucrăm și să lucrăm punctele, piciorușele duble exact în jurul ochiurilor corespunzătoare. În ochiul marcat vom lucra cele două piciorușe scurte pentru a înmulți. Apoi o să mai avem un ochi de lucrat de la rândul anterior, de la înmulțirea de pe rândul anterior. Și apoi când vom lucra cele trei ochiuri pe care trebuie să le extindem, o să lucrăm o dată în lateral, introducem croșeta, iar apoi în următorul rând, în următorul ochi de pe banda elastică și vom lucra două piciorușe împreună ca să nu ni se creeze un spațiu. Și de fiecare dată când vom coborî și vom extinde partea din față, o să procedăm la fel. Apoi vom întoarce și vom lucra la fel. O să continuăm. Acesta este rândul al treilea și este un rând pe dos. Și vom repeta cele două rânduri. Pe rândul pe dos, încă o dată, vom lucra liniile raglanului cu piciorușe scurte și de fiecare dată, la fiecare final de rând, o să lucrăm cele trei ochiuri în plus din banda elastică pentru a extinde rândurile scurte. Și o să lucrăm, dacă acesta este rândul al treilea, o să lucrăm în total până la rândul 5,
Iar apoi ne vom întâlni pentru că să lucrăm împreună rândul 6, care va fi un rând pe care îl vom lucra pe toată circumferința gulerului. Haideți să mai lucrăm încă o dată extensia. Deci, practic, așa cum vă spuneam, pentru a lucra primul ochi, vom introduce croșeta și în lateralul rândului anterior, iar apoi și în următorul ochi de pe guler și le vom lucra cele două ochiuri împreună. Iar apoi ne rămâne doar să lucrăm încă două ochiuri din cele trei, pentru că vă spuneam că o să extindem cu câte trei ochiuri la fiecare final de rând. După ce am finalizat cele 5 rânduri, vom începe să lucrăm rândul 6, care va fi rând pe față, și vom lucra picioruș scurt în fiecare ochi, deci fără înmulțiri, cu excepția ochiurilor de la linia raglanului, unde vom lucra acele piciorușe cu piciorușe duble poziționate în față. Apoi, când vom ajunge la ochiurile din față, vom face trecerea, la fel ca și până acum, doar că nu vom lucra ca și extensie doar 3 ochiuri, ci vom lucra toate ochiurile până o să finalizăm circumferința gulerului și până o să ajungem, iată aici, la primul picioruș scurt pe care l-am lucrat. Eu am lucrat aici două piciorușe duble împreună, două piciorușe scurte împreună, ca să fac la fel trecerea către primul ochi. Și acum o să tăiem firul. Am finalizat rândurile scurte. Și o să începem, deci practic am finalizat secțiunea 1 și secțiunea 2 și acum urmează să începem să lucrăm la secțiunea 3, care este secțiunea raglanului. Și vom începe să lucrăm pe față, în ochiul, primul ochi al părții din spate. Da, și o să începem cu o înmulțire, deci prima înmulțire pe care o vom face. Și o să mă corectez un pic aici pentru că am lucrat ochiurile diferit, însă o să începem cu 4 ochiuri de lanț. Apoi un picioruș dublu redus, dar puteți să lucrați și picioruș dublu. Apoi încă două ochiuri de lanț și picioruș dublu sau dublu redus. Primul rând l-am lucrat în picioruș dublu redus, o să vedeți de ce, pentru că vă spuneam că o să lucrăm acele puncte în V un rând mai jos și atunci ca să aibă cam aceeași înălțime am folosit picioruș dublu redus. Și punctul în V va fi picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu în același ochi, apoi sărim două ochiuri și repetăm. Și o să avem până la celălalt capăt al părții din spate. O să avem acea înmulțire, apoi 11 puncte în V și apoi iarăși în ultimul ochi dinaintea liniei raglanului o să avem din nou o înmulțire. Da, deci încă o dată, primul rând l-am lucrat cu piciorul dublu redus, însă poate fi lucrat și cu piciorul dublu. A fost doar o percepție de moment, însă nu se va întâmpla nimic dacă lucrăm tot piciorul dublu ca să nu ne confuzăm prea tare. Bun, o să continuăm să lucrăm punctele în V până la linia raglanului. Și când vom avea două ochiuri până la linia raglanului, o să sărim cele două ochiuri și în punctul dinaintea liniei raglanului o să lucrăm acea înmulțire.
un picioruș dublu sau dublu redus, două ochiuri de lanț, încă un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu. Încă o dată, în tutorial lucrez un ochi de lanț între piciorușe la înmulțire, însă le vom lucra cu două ochiuri de lanț, la fel ca și celelalte puncte în V. Apoi o să lucrăm piciorușele duble poziționate în față, pe linia raglanului și urmează să lucrăm partea din față. Vom lucra la fel o înmulțire. Da? Deci picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț și iarăși picioruș dublu în același ochi. Apoi sărim două ochiuri și lucrăm punctele în V, adică picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Sărim două ochiuri și iarăși repetăm. Și o să continuăm să lucrăm și partea din față, la fel cum am lucrat și la partea din spate. Și ne vom întâlni imediat după ultima înmulțire, deci înainte de linia raglanului, pentru că practic partea din față se lucrează la fel ca și partea din spate, doar că să ne întâlnim la final de rând, să vedem cum vom finaliza rândul. Bun, am finalizat și ochiurile pentru linia raglanului și acum ce vom face? O să unim cu al doilea ochi al lanțului de început, iar apoi vom merge cu piciorușa alunecat în primul spațiu și vom începe următorul rând de acolo. Rândul 2 al raglanului va fi fără înmulțiri, deci o să lucrăm câte un punct în V în fiecare spațiu de două ochiuri de lanț și vom merge și vom lucra punctul în V în sau pe dedesubtul lanțului de la ochiul anterior, de la rândul anterior. Deci, practic, acest rând îl vom lucra în aceleași puncte ca ochiurile în care am lucrat punctele în V la rândul anterior. Deci, în aceleași piciorușe scurte. Și vom lucra acest rând câte un punct în V în același ochi ca și rânduri, în același ochiuri ca și rândurile, ca și ochiurile de pe rândul anterior, iar liniile raglanului le vom lucra cu cele patru piciorușe poziționate în față. Bun, am continuat și am lucrat câte un punct în V în fiecare din ochiurile de pe rândul anterior. La înmulțiri, nu uitați să lucrați câte două, da? Deci câte un punct în V corespunzător cu fiecare două ochiuri de lanț. Acum lucrăm ochiurile de la linia raglanului. Și vom uni cu piciorușul alunecat cu al doilea ochi al lanțului de început. Bun, am finalizat cele două rânduri din secțiunea raglanului. Acum o să continuăm cu rândul 3. Vă spuneam că o să finalizăm rândul 2 unind cu piciorușul alunecat în al doilea ochi. Apoi o să mergem cu piciorușa alunecat în primul spațiu de două ochiuri de lanț și o să începem rândul de acolo. Acum, în primul spațiu de două ochiuri de lanț o să facem prima înmulțire, deci patru ochiuri de lanț și o să lucrăm și această înmulțire, dar și toate punctele în V sub lanțul de două ochiuri de un rând mai jos. Deci nu sub cel de pe rândul anterior, de la punctele în V anterioare, dar în lanțurile, sub lanțurile cu un rând mai jos. Înmulțirea o vom face prima înmulțire, 4 ochiuri de lanț, un picioruș dublu
În același spațiu, două ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu în același spațiu. Apoi o să continuăm cu câte un picioruș dublu în fiecare punct în V și la fel o să lucrăm punctele în V sau piciorușele duble, practic, sub lanțul de două ochiuri, un rând mai jos. Și în ultimul punct în V, dinaintea liniei raglanului, o să înmulțim din nou. Vom continua să lucrăm punctele în V până ajungem la ultimul spațiu de două ochiuri de lanț dinaintea raglanului, liniei raglanului. Și în acest spațiu o să facem din nou înmulțirea, un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu, iarăși două ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu. Apoi vom continua cu ochiurile pentru linia raglanului și o să lucrăm piciorușele duble poziționate în față. Cele patru. Apoi în primul V de după linia raglanului înmulțim din nou. Încă două ochiuri de lanț și picioruș dublu. Apoi vom continua cu punct în V în fiecare punct în V până ajungem la ultimul înainte de linia raglanului. Apoi lucrăm ochiurile pentru linia raglanului și încheiem rândul. Am ajuns la ultima mulțire din acest rând, deci în ultimul punct în V o să lucrăm ultima înmulțire. Deci un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, încă un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu. Apoi o să lucrăm ochiurile de la linia raglanului, cele patru piciorușe duble poziționate în față. Și vom uni cu ochi alunecat în al doilea ochi de lanț și apoi mergem cu încă un ochi alunecat în primul spațiu de două ochiuri de lanț și începem rândul de acolo. O să începem apoi rândul 4, care va fi din nou un rând fără înmulțiri, deci la acest rând o să începem tot cu 4 ochiuri de lanț, apoi un picioruș dublu sub lanțul de 2 ochiuri cu un rând mai jos și o să lucrăm câte un punct în V în fiecare punct în V, cu excepția liniilor raglanului, unde vom lucra
cele patru piciorușe duble poziționate în față. Și așa cum vă spuneam la început, cele două rânduri, pentru că practic rândul 3 și rândul 4 sunt similare cu tot ce urmează mai departe, le vom repeta până vom ajunge și lățimea bustului va fi cea necesară, da? Cât vă doriți să aibă bustul. Eu am lucrat în total 12 rânduri. Bun, cam așa arată raglanul nostru după ce am finalizat cele 12 rânduri, iar acum vom începe să lucrăm pentru răscroiala mânecii. O să lucrăm, de fapt nu am lucrat 12 rânduri, doar vă explicam, deci o să continui să lucrez până vom avea 12 rânduri, iar apoi o să începem să lucrăm răscroiala mânecii. Acum, după ce am finalizat cele 12 rânduri ale raglanului, o să lucrăm partea față și partea spate pentru răscroiala mânecii. Și vom începe cu partea din spate, pentru că acolo avem acum firul. Și o să lucrăm lățimea care ne este necesară pentru a ajunge cu această parte de sus a plovărului până la sub braț, acolo unde vă simțiți confortabil. Suntem acum în primul lanț de două ochiuri și o să începem rândul de aici cu două ochiuri de lanț, iar apoi o să lucrăm câte un punct în V, în fiecare punct în V, până la ultimul dinaintea raglanului, liniei raglanului. Acolo o să ne oprim cu rândul nostru pentru partea din spate. Mare atenție atunci când măsurați, să nu măsurați doar numărul de ochiuri pe care îl lucrați acum, pentru că la răscroiala mânecii sau la circumferința mânecii o să se adauge și linia raglanului pe care noi o vom continua și o vom lucra pe mânecă. Asta dacă doriți să lucrați varianta cu mâneci lungi. La varianta cu mânecă scurtă o să avem doar manșete. Când am ajuns la ultimul ochi, o să finalizăm ochiul cu un picioruș dublu în ultimul spațiu de două ochiuri de lanț. Deci, practic, fiecare rând o să-l începem cu două ochiuri de lanț, dar îl vom finaliza cu picioruș dublu. Și acum o să repetăm două ochiuri de lanț și întoarcem și continuăm să lucrăm punctele în V până ajungeți la dimensiunile necesare pentru răscroiala mânecii. Eu am lucrat în total 14 rânduri. Și o să trebuiască să repetăm același tipar și pentru partea din față. Bun, am finalizat cele 14 rânduri pentru partea din spate, iar acum vom începe să lucrăm pentru partea din față. Mare atenție că trebuie să începem acolo unde s-a terminat rândul pentru partea din spate. Deci noi am început de aici. Da? Deci de aici am început, am lucrat partea din spate, iar acum vom începe să lucrăm tot pe față și o să începem în primul ochi sau primul punct în V, în primul spațiu de două ochiuri de lanț, al primului punct în V, al părții din față. Și o să lucrăm, reatașăm firul aici și o să repetăm același tipar. Începem cu două ochiuri de lanț, apoi vom lucra câte un punct în V în fiecare spațiu de două ochiuri de lanț, iar în ultimul punct în V al părții din față o să lucrăm picioruș dublu. Și vom repeta acest rând până când o să avem și pentru partea din față tot 14 rânduri.
După ce am finalizat cele 14 rânduri și la fața din spate, o să întoarcem și vom lucra pe față și vom începe rândul cu care vom uni la subbraț partea față și partea spate și vom începe să lucrăm acum trunchiul plovărului circular. O să, după ce am întors, după cele două ochiuri de lanț, o să lucrăm în continuare punctele în V, nu știu de ce tot zic puncturile, punctele în V până la ultimul ochi, care va fi lanțul de două ochiuri de început al rândului anterior. Și când am ajuns la ultimul ochi, o să lucrăm punctul de unire, da? Și o să vă arăt un artificiu aici. Deci o să luăm jeteu, introducem în al doilea ochi de lanț și apoi și în primul ochi din spate. Luăm jeteu și trecem bucla prin cele două ochiuri și apoi finalizăm piciorușul dublu. Și lucrăm două ochiuri de lanț și mergem cu un picioruș dublu tot prin cele două ochiuri. Deci, practic, lucrăm piciorușul în V, punctul în V, prin cele două ochiuri, ultimul de la partea din față și primul de la partea din spate. Și așa am unit la subbraț într-o parte. O să continuăm acum să lucrăm punctele în V. Și să vedem cum încheiem rândul și cum facem unirea și în cealaltă parte. Bun, haideți să vedem. Am ajuns și lucrăm ultimul ochi. Am introdus croșeta prin ultimul ochi al părții din față, iar apoi o să introducem croșeta și în baza celor două ochiuri de lanț pe care le-am lucrat la început de rând. Și procedăm la fel, luăm un jeteu și îl trecem prin primele două ochiuri și apoi finalizăm piciorușul dublu. Și acum ca să finalizăm punctul în V, o să lucrăm și două ochiuri de lanț pe care am uitat să le lucrez aici. Deci o să lucrăm două ochiuri de lanț și apoi unim cu piciorușa alunecat cu al doilea ochi. Și acum pentru a începe rândul 2 o să facem iarăși un mic artificiu pentru că va trebui să începem rândul de la acest spațiu de două ochiuri de la subbraț. Și o să mergem ușor înapoi cu un piciorușa alunecat și apoi începem rândul de aici. Cu patru ochiuri de lanț, un picioruș dublu exact în bază și apoi continuăm cu câte un punct în V în fiecare spațiu de două ochiuri de lanț circular și o să continuăm să lucrăm circular pentru lungimea trunchiului. Bineînțeles, atât cât vă este necesar ca să ajungeți la lungimea dorită, eu în total am lucrat 30 de rânduri. Bun, am finalizat cele 30 de rânduri sau câte rânduri vă doriți pentru a ajunge la lungimea necesară. Acest plover este un plover cu lungimea până în talie, dar bineînțeles că puteți să ajustați lungimea doar lucrând mai multe rânduri. O să lucrăm acum un ultim rând înainte de a lucra elasticul. Și o să începem tot din spațiul de două ochiuri de lanț, dar vom lucra de această dată în loc de punct în V. O să lucrăm câte trei piciorușe duble în fiecare punct în V, dar le vom lucra la fel ca și punctele în V, tot pe sub lanțul de două ochiuri, cu un rând mai jos. Și apoi, după ce vom finaliza acest rând, o să începem cu elasticul. Vom încheia rândul la fel, cu piciorușa alunecat în
al doilea ochi de lanț. Și o să schimbăm acum croșeta cu croșeta de 4,5 mm, pentru că vom începe să lucrăm elasticul, care este similar cu cel de la început. Îl vom lucra dublu, la fel, deși la varianta plovărului galben nu l-am lucrat dublu, l-am lucrat simplu, deci fără a îndoi banda elastică. Deci vom începe la fel ca și la guler, cu 15 ochiuri de lanț. Iar apoi, începând cu ochiul al doilea, o să lucrăm picioruș scurt în fiecare ochi de lanț până ajungem la baza plovărului. Și când ajungem la baza plovărului, o să conectăm acest rând și o să lucrăm un picioruș redus, un ochi alunecat, în următoarele două ochiuri ale marginii de jos a plovărului. Apoi întoarcem. Și începem să lucrăm picioruș scurt, doar în bucla din spate, cu excepția ochiului de la margine, acela îl vom lucra prin ambele bucle. Da, deci ultimul loc, îl vom lucra picioruș scurt prin ambele bucle. Apoi vom lucra un ochi de lanț și întoarcem. Și o să lucrăm primul ochi prin ambele bucle, iar apoi doar în bucla din spate, până ajungem la marginea plovărului, iar la marginea plovărului o să conectăm acest rând cu ochiuri alunecate. Deci un ochi alunecat în următoarele două ochiuri de la baza plovărului. Acum ochi alunecat în următoarele două ochiuri și întoarcem și vom repeta cele două rânduri până o să finalizăm circumferința plovărului și până o să finalizăm acest elastic. Ok, am finalizat elasticul și acum, ca să-l facem dublu, o să-l îndoim pe jumătate. Trebuie să ne asigurăm că rândurile corespund și o să unim cele două margini, puteți fie folosind acul cu ață sau lucrând piciorușe alunecate, o să vă arăt eu imediat cum. Dar o puteți și coase cu acul, dacă vi se pare mai ușor. Eu am ales să lucrez, deci așa, pe față, cum se află tricoul sau plovărul acum. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că corespund rândurile, cel puțin la început, pentru că după ce am lucrat primele rânduri, apoi o să fie mai ușor. Și dacă cumva se finalizează sus,
Atunci o să trebuiască să mergeți până la bază ca să începeți să uniți de aici, din partea dreaptă. Și am folosit ca și referință ochiurile de la ultimul rând pe care l-am lucrat la baza plovărului, pentru că puteți să lucrați piciorușele alunecate și pe față, dacă și pe dos, pardon, și pe față, și va trebui să introducem croșeta prin ambele părți și să lucrăm aceste ochiuri alunecate. Haideți să vă las să vedeți un pic. Cel mai ușor este să mergeți în ochiurile din ultimul rând sau chiar la baza benzii elastice. Și luăm ața, ața trebuie să fie întotdeauna la interior, deci pe dos. Scoatem o buclă și o trecem prin bucla de lucru. Mergem în următorul ochi, ne uităm să corespundă. Și la fel ne asigurăm că va corespunde și pe dos. Tragem o buclă și o trecem prin ochiul rămas. Și acum ce recomand, pentru că am început acest lucru cu croșeta de 4,5 mm cu care am lucrat și banda elastică, dar de recomandat, pentru că a trebuit să stric și să o fac din nou, să lucrați cu croșeta de 5 mm. Pentru că se strânge, aceste ochiuri alunecate ies ușor mai strânte și atunci să nu se strângă prea mult în jurul taliei. Și o să continuăm în acest mod, va fi un proces destul de greoi până o să finalizăm circumferința plovărului. Bun, acum că am finalizat cu această bandă elastică suprapusă sau dublă, o să trebuiască acum să unim capetele. Nu am unit într-un singur rând, deci chiar dacă este dublu și voi lucra piciorușe alunecate, la fel puteți folosi acul cu ața dacă vi se pare mai ușor. Și practic am introdus croșeta prin ambele capete. Dacă vă doriți la acest pas și vi se pare că nu s-a strâmtat suficient în talie, deși este destul de suficient de elastică, la acest pas, dacă vă doriți, puteți să introduceți o bandă elastică în interiorul elasticului acesta croșetat. Și haideți acum să le unim. Da, deci aveți acolo spațiu să introduceți un elastic dacă vă doriți. Și o să unim acum cu piciorușe alunecate capetele acestei benzi elastice. Ok, vă spuneam un pic mai devreme că pentru cealaltă variantă de plover am folosit un elastic simplu, deci fără a-l îndoi. Puteți să faceți și acest lucru. Pur și simplu am lucrat jumătate din numărul de ochiuri, dar folosind aceeași metodă. Acum, pentru varianta plovărului galben am lucrat și mâneci lungi. Am lucrat până am ajuns la lungimea necesară și apoi la final am lucrat 3 rânduri în piciorul scurt, scăzând, deci după rândul în piciorul dublu, am scăzut
la ultimele trei rânduri, patru ochiuri și o scădere, trei ochiuri și o scădere și apoi două ochiuri și o scădere. O să vă arăt imediat cum începem mâneca în situația în care doriți să lucrați mânecă lungă și apoi o să vă arăt cum lucrăm manșeta pentru varianta cu mânecă scurtă. Vom reata așa firul în ochiul de la sub braț. Este acel ochi pe care l-am folosit noi pentru a uni partea spate cu partea din față. Și o să lucrăm aici un punct în V, la fel ca cel de început, adică 4 ochiuri de lanț și un picioruș dublu în același ochi. Apoi, ca să lucrăm mânecile, o să sărim câte un spațiu. Deci, practic, avem aici, observați, mai multe spații. Unul este de două ochiuri, lanțul de două ochiuri, unul este picioruș dublu. Și o să lucrăm puncturile în V, puncturile. Nu știu de ce spun puncturile. O să lucrăm punctele în V, sărind câte un spațiu. Da? Deci o să sărim un spațiu și o să lucrăm primul punct în V. Apoi, următorul spațiu îl sărim. Da? Este acesta micuț de aici și vom lucra punctul în V în următorul. Și atunci când ajungem la punctul în V înaintea liniei raglanului, o să lucrăm și în acela un punct în V. Da? Deci o să sărim câte un rând, practic, că lucrăm acum perpendicular pe rândurile pe care le-am lucrat la răscroiala mânecii. Da? Deci sărim acum în spațiu, este acesta, și o să lucrăm în următorul un punct în V. Mergem mai departe, sărim iarăși un spațiu, da? Deci acesta, și mergem în următorul. Și vom proceda la fel pe toată circumferința mânecii, da? Pe răscroiala mânecii, iar la linia raglanului vom lucra cele patru ochiuri, le vom continua și le vom lucra ca și până acum, cu patru piciorușe duble poziționate în față. Vă spuneam că atunci când o să ajungem la punctul în V dinaintea raglanului, o să lucrăm și acolo un punct în V, chiar dacă am lucrat punct în V și în spațiul dinaintea lui, deci nu o să-l sărim și o să lucrăm punct în V. Apoi o să lucrăm linia raglanului întotdeauna până la finalul mânecii, cât vom lucra punctele în V, rândurile în punct în V, o să lucrăm aceste patru ochiuri, întotdeauna le vom lucra la fel, da? Cu cele patru piciorușe duble poziționate în față. Apoi vom merge simetric pe cealaltă parte și vom începe la fel, să lucrăm exact în primul V de după linia raglanului. Da? Și apoi o să mergem să lucrăm în spațiul imediat următor, pentru că așa s-a întâmplat și înainte din linia raglanului. Iar începând cu următorul, o să sărim câte un spațiu și în următorul mergem cu un punct în V. Și o să continuăm astfel până la finalul rândului. Haideți să mai lucrez un pic ca să și vedeți ceva, pentru că mă duceam destul de sus.
Deci, practic, o să sărim în spațiu și mergem și lucrăm punctul în V în următorul. Și o să continuăm astfel până o să ajungem la final de rând. Și o să vedem imediat cum lucrăm și rândurile ulterioare. Când vom finaliza rândul, o să finalizăm cu ochi alunecat în al doilea ochi al lanțului de început și o să începem rândul cu în spațiul de două ochiuri de lanț de la început. Da? Și acum, când o să începem rândul al doilea, o să începem să lucrăm rândul al doilea exact în același spațiu ca și rândul 1, la fel cum am procedat de fiecare dată când am lucrat rândul 2, pentru că trebuie să lucrăm punctele un rând mai jos. De această dată ne va fi chiar baza primului rând. Da? Deci o să lucrăm exact în ochiurile bază, ca să spun așa. Și vom continua să lucrăm rândurile pentru mânecă până o să avem în total 48 de rânduri sau până o să ajungem la lungimea necesară. După ce vom finaliza cele 48 de rânduri, o să lucrăm acel rând cu câte 3 piciorușe în fiecare punct în V și apoi rândurile de care vă spuneam că o să le lucrăm cu scădere, da? Deci acum trebuie să continuăm să lucrăm până o să ajungem la lungimea dorită. Și la lungimea dorită o să lucrăm acel rând cu câte 3 piciorușe în fiecare spațiu de două ochiuri de lanț, iar apoi vom avea 3 rânduri cu scădere. Primul rând vom scădea 4 piciorușe scurte și apoi o scădere, apoi rândul 2, 3 piciorușe scurte și o scădere și rândul 3, 2 piciorușe scurte și o scădere. Și apoi vom lucra banda elastică. La fel cum am lucrat și la baza plovărului, doar că cu 7 ochiuri, începând cu 7 ochiuri. Acum haideți să vedem cum vom lucra mâneca pentru varianta cu mânecă scurtă, în care vom lucra doar acel elastic. Practic vom începe să lucrăm un rând bază în piciorușe scurte. Și vom lucra piciorușele scurte, tot la fel în rândurile laterale. Acolo unde o să avem picioruș dublu, o să lucrăm câte 3 piciorușe scurte, iar unde avem două ochiuri de lanț, câte 2. Deci, practic, vom alterna în fiecare margine de rând. Într-un spațiu vom lucra două piciorușe scurte, iar în celălalt spațiu 3 piciorușe scurte. Și o să lucrăm astfel până la final de rând, iar apoi vom lucra banda elastică, la care vom proceda, va fi la fel îndoită și vom proceda la fel ca și la baza plovărului. Deci vom lucra exact la fel. Haideți să continuăm să lucrăm acest rând și când ajungem la final, vedem și cum lucrăm banda elastică. Bun, am finalizat primul rând, am unit cu picioruș alunecat în primul picioruș simplu. Acum vom lucra cele 15 ochiuri de lanț și vom începe să lucrăm banda elastică exact cum am procedat și la baza plovărului. Întâi vom lucra complet toată circumferința mânecii, apoi vom îndoi pe jumătate și o să unim capetele sau marginile cu acele piciorușe alunecate. Bun, acum că am finalizat marginea elastică, iată că de această dată se termina
marginea în partea de sus. Și atunci o să îndoim așa banda elastică pe jumătate și o să tragem noi bucla de lucru, o să o tragem în partea de jos, acolo unde trebuie să începem să unim cele două margini. La fel, trebuie să avem grijă ca rândurile să corespundă și să fie perfect aliniate pentru a putea să lucrăm și să ne asigurăm că nu vom rămâne cu rânduri nelucrate. Și pentru a fi mai ușor, o să lucrez direct în piciorușul scurt. Practic, fiecărui picioruș scurt de la rândul bază pe care l-am lucrat îi corespunde un rând și atunci mi-e ușor să încep să lucrez direct în piciorușele scurte. Și ceea ce vă spuneam și la baza pulloverului, că a trebuit să desfac pentru că piciorușele alunecate pe care le-am folosit pentru unire au fost prea strâmte, o să schimbăm acum croșeta cu croșeta de 5 mm. Și vom continua să lucrăm în fiecare rând și în fiecare ochi pentru a uni marginile benzii elastice și a o dubla, la fel cum am procedat și la baza plovărului. Și o să lucrăm la fel și cealaltă mânecă. Și practic după acest pas, varianta cu mâneci scurte este gata. Și putem să finalizăm acest plover, să ascundem capetele rămase, să blocăm ploverul și să îl purtăm, ploverul sau tricoul. Cam așa arată manșeta. O să repetăm același procedeu și pentru cea de-a doua mânecă. Apoi ascundem firele și tricoul este gata de purtat. Sper că v-a plăcut și acest tutorial și ați învățat ceva lucruri noi alături de mine în acest tutorial. Sper să vă placă și o să vă aștept cu mare drag și data viitoare. Pe curând!